Bună dimineața, cameluță! Începem vlogul în forță cu un mini haul de skincare. Motivul? Sincer vă zic, în ultima perioadă n-am fost foarte mulțumită de felul în care mi-a arătat tenul, așa că am zis, de ce nu sunt mulțumită, ce se întâmplă? Păi, nu mi se pare că vreun produs pe care l-am eu în rutina de skincare, sau mă rog, per total, nu mi se pare că sunt mulțumită de rutina mea de skincare, așa că am zis că lucrurile astea trebuie schimbat. Știu că acum câteva săptămâni mi-am luat aparatul ăla de la Medicube. Îmi place foarte mult aparatul de la Medicube, dar a trebuit să fac pauză după ce mi-am făcut boosterul la ochi. Dacă spui botox, filler, trebuie să iei pauză de la aparat 2 săptămâni, așa că n-am riscat. Luni se fac 2 săptămâni de când mi-am pus boosterul. Nu știu dacă mergi și la booster, dacă nu, dar am zis să nu risc, să fie treaba. So, haideți să vă arăt produsele pe care mi le-am luat noi, care am intrat în rutina de skincare și pe care le ador. Cel puțin unul din produsele astea mai este Dole Extra Ardores. Și după ce fac asta, o să mi... Ce să fac? După ce fac asta, trebuie să-mi curăț partea asta de skincare și mai vorbim. Și îmi fac și rutina de skincare, vreau să fac multe. Așa, începem. De unde mi-am luat produsele? De pe YesStyle. Am cod de reducere ITSANITEN, trecut la Rewards Code. Dacă vreți să-l folosesc, dacă nu, nu. La fel, am link prin care puteți să deveniți și voi influencer YesStyle, dacă vă place să postați legat de ce? Hainute sau cosmetice, trebuie să aveți doar 450 de următori sau dacă doriți, dacă poftiți, vă dați link-ul, nu vă costă nimic. Acum, hada, să trecem la treabă. Da, cred că cum vă arăt produsele, pot să și folosesc produsul respectiv pe tenul meu. Măi, ăsta este preferatul meu, vă zic. Este tonerul ăsta de la Tirtir. Certi e firma aia care face cușinul ăla foarte rezistent. Cei să-mi doarme pe fundare, e unul. Tirtir, asta de la Tirtir, Milk Skin Toner. Măi, tenul meu se înțelege foarte... uite că e curăț. Tenul meu se înțelege foarte bine cu produsele de skincare coreene care conțin orez și lapte. Și are... uite, văd că are și mușețel. Ce mai are? Extract de orez. Să-ți facă tenul fin și hidratat. Asta e toner. Eu îl folosesc pe post de esență. Eu urmez rutina de skincare coreană, nu știu, 10 pași, nu știu, numărat voi produsele de skincare, 10.000 de să folosesc la început. Eu îl folosesc pe post de esență. Am o esență pe care am primit-o într-o cutie de PR, pentru că nu este aleasă de mine, nu pot să zic că mă dă pe spate. Ia stați, că facem altceva, că dacă tot, să-mi fac rutina de skincare cum trebuie. Sau... toate produsele astea se vi le arăt eu în rutina mea de skincare, dar sunt de pe YesStyle. Vreau să folosesc ăsta, Chica Riddle 300. Ajută ca produsele să intre mai repede în piele. Are acid de chica și efectiv produsele penetrează, e ca și cum asemănător cu asta, cum se cheamă, asemănător cu microneedling. E o cremă așa, nu prea am folosit-o, vă zic sincer, l-am luat, am și pe 100. Mă, Jason! You're snoring. Așa, o am și pe aia 100, 100 poate să fie folosită fiecare zi. Și asta 300, o dată la 3 zile și mai încă una 700 și parcă mai încă una 1000, pe le-a nu le-am folosit. Să folosesc totuși, așa, 300, din câte am văzut eu pe net, are review-urile cele mai bune. Te ajută să diminuezi, cum se cheamă, diminuezi apariția porilor, așa. Și bineînțeles să penetreze produsele mai bine în piele. Asemănător cu ce să-și vezi. Medicube, mamă, dar e pe sfăreală, era un Jason. Jason! Săracu.
Așa. Da, eu zic că fac hold, dar vreau să fac prea multe deodată, așa că... Deci, fac ordine de skincare, ce să mai update de seară. În timpul ce vă fac și holul, ce să și vedeți. Așa. Mai pun hun din ăsta. Îmi place super, super mult și am văzut, imediat am văzut rezultate de la el, vă zic sincer, imediat am văzut rezultate de la el, așa, am știut mult mai, că mie asta mi se pare, când folosesc produse de genul care să fie bune, mi se pare că am tenul mai uniform și fix, eu cu asta mă confrunt, la momentul de față am nevoie de produse, am tenul uscat, am nevoie de produse care să îmi hidrateze tenul, dar în același timp să, în ultima perioadă știți că mă plângeam acum câteva săptămâni că am hiperpigmentare, am pete, pentru că nu reaplic protecție solară, pentru că tenul este predispus la asta sau așa, pentru că revin de la una la alta. Am cumpărat asta, am primit, asta e versiunea light, de asta este culoarea diferită. Am cumpărat asta, am primit un mini din asta, a fost pe cadou, pe cadouaie, ziua aia că am primit o grămadă de chestii gratis. Apoi, ce-am mai vrut să-mi iau? Am vrut să-mi iau crema asta pentru a folosi cu aparatul de la Medicube. Medicube Collagen Jelly Cream. Vine cu o spatulă mare, dita mai spatulă. O vedeți? O vedeți. Am folosit-o un pic. Poți să o folosești, adică nu trebuie neapărat să folosești cu produsele de la Medicube, cu aparatul de la Medicube, dar am încercat să folosesc pe aici, dar după nu s-a simțit așa aparatul cum trebuie, așa că am zis lăsați și îl folosesc atunci. Aștept 2 săptămâni și după gata. Am folosit-o cu aparatul, mi-a plăcut super mult, dar și când am folosit-o singură, mi-a plăcut la fel de mult. Jason, you're snoring. Can you turn to your side? Snoring. You're snoring so loudly. Are o consistență așa foarte vâscoasă. Este ea jelly, dar este vâscoasă, vă zic. Nu știu dacă să mă dau în seara asta cu ea sau nu. Nu știu, dar încă nu e. Dacă m-aș da cu ea în seara asta, aș folosi-o mai degrabă pe post de mască de noapte decât de cremă, așa. Că e prea, prea vâscoasă. Next. Ce mi-am mai cumpărat în haul? Că facem așa mai bine, așa. Facem haul-ul și după skincare-ul și curățarea produselor cel mai și cel mai bine. În haul mi-am mai cumpărat această mască de noapte, deși la momentul de față am câteva măști de noapte desfăcute, nu mă dau pe spate. Așadar, am recumpărat-o pe aceasta de la Cosrx cu... Ghiciți cu ce? Cu... Orez. Yes. Cu orez. Apoi, am primit cadouri gratis. Ăsta, pur și simplu, cadou gratis, că e cadou gratis. Probabil lansat nou sau ceva. Spray de fixare a machiajului de la Tirtir. M-am dat ieri cu treaba asta și cu asta. Combination și mi-a listat, adică se luase un pic pe nas, dar am stat aproape 24 de ore cu machiajul. M-am dat și cu putrăcit. Da, 24 de ore cu machiajul în Hong Kong. De ce 24 de ore? Păi am fost la Club Areal. Ca să înțelegeți. Aproape 24 de ore. Mi-am pus machiajul la 7, nu, la 8. Și am dat jos la 6 dimineața. A rezistat. Prin dântuieli, prin transpirat că sunt în Hong Kong, da? Prin mers pe jos că am... Am mers o grămadă. Da, ne place. Și pentru că vă ziceam eu de influencer, când ești influencer e-style, beneficii. Deci eu să devii influencer e-style. Primești produse gratis. Fie că îți trimite e-mail să participi la campanii prin care să primești produse gratis, fie alese de ei în prealabil, fie îți dau ei un cupon prin care poți să-ți cumperi produse. Dacă nu te aleg sau nu te poți să te și înscrii, trebuie poți să te și înscrii tu la campanii pentru diverse, ori pentru haine, ori pentru skincare, ori pentru make.
dacă nu e selectat la niciunul, ai, cum se cheamă, ai posibilitatea ca în fiecare lună să-ți iei măcar un produs gratis de la ei de pe site. Și îți alegi, au ei trei variante, îți alegi. Am ales treaba asta pentru că mi se termina cleanser. Eu v-am zis că niciodată nu cumpăr cleanser ca lumea și folosesc tot ce primesc. Dar cleanserul ăsta e chiar nice. Este de la Lacto... Nu. Pardon. Sombaini Lactosoi Mild Peeling Bubble Cleanser. Trei tipuri de aminoacizi, lactosoi, 1000 ppm, nu știu ce înseamnă. Da, scrie că e nou non-comedogenic, deci bun, bun, bun. Zici ceva, dar n-are nicio treabă. Zice că o dată de două ori pe săptămână îl aplici pe tenul uscat, pe tenul uscat și aștept să se facă spumiță pentru o mască de curățare. Deci poți să folosești și că poți de mască. Aia este să l-am primit gratis. L-am primit gratis că mi-am ales acolo. Sau da. Acum, haideți să-mi fac rutină de skincare și în timp ce fac rutină de skincare updated, o să-mi curăț și eu treburile astea și mai vorbim ce s-a schimbat, ce îmi place și ce nu-mi place, adică ce păstrez aici și ce nu. So, haideți să facem așa. Că vă întreb asta, ce să curăț fata mea? Eu săptămânal iau și revețel din asta. Totul dacă nu-i melene. Acum hai să nu-mi fac statuie, că nu e cazul. Și în curăț, ar trebui să schimb și eu. Da, stați un pic, că am pus aici, și bine am făcut, am pus coli și le schimb la fel când fac treaba asta și revețel cu alcool și desinfectez. Mi desinfectez, că na, se fac slăioase, lepicioase, că ce să și vezi, am, pun mâinile pe ele, la una la alta. Trebuie să schimb colile că a curs produs. Am revenit. Haideți să am schimbat col. Avem col noi, curate, ce să mai. Așa, vă ziceam, înainte, în rutina mea de skincare, aveam treaba asta, o esență. Mereu am o esență. Încep rutina de skincare cu o esență. Uite, acum, esența este înlocuită cu tonerul ăsta, care îmi place foarte mult. Nu este nimic în regulă cu asta, dar nu mi se pare că este, face vreo diferență. Obișnuiam... Am folosit-o chiar pe aia? Nu. O aveam pe aia de la Misha, de o foloseam înainte, cu Time Revolution. Când o foloseam, nu mi se părea că fac ceva, că face ceva, dar când o foloseam, se vedea diferența. La asta, n-am folosit-o. N-a fost nicio diferență. Am primit-o în cole de PR. Nu știu ce să fac, trebuie să-l mai dau cu vrea, dacă nu... Te arunca, să știți că nu le arunc, dar... Na, e folosită pe jumătate și nu mă dă pe spate, deci eu fac recenție la procedele în rutina de skincare. Acesta înlocuit cu asta. Next. De obicei, în rutina, nu de obicei, după aceea în rutina mea de skincare intră un ser sau ampul. Ampulul așa mai hidratant. Avem, la momentul de față, avem treaba asta. Mi s-a terminat serul cu vitamina C. Avem treaba asta. Vă zic sincer, este de la Skin 1004. Mi-a plăcut super mult prima și prima dată tonul pe azurile de la ei. Mi s-a părut că, adică, asta e adevărat. Au foarte multă esență, să scăpă, poate vă deranjează. Au foarte multă esență. Dar, sincer vă zic, nu mi se pare că... Adică, ăsta nu face absolutamente nimic. Nica. Am dat, nu știu, l-am luat de la magazin din Seul 22-23 de mii de won, deci a fost pricey pentru ce? Nu face nicio treabă, păstrați-vă bani. Îl folosesc că nu e ceva nașpa, dar nu mă dă pe spate. La momentul de față, e la baie, că la început soarea mea, am primit tot la fel. Mi-am ales luna trecută produsele de pe site, serul cu TXA niamicide și TXA de la Anua, l-am folosit și pe la și ăla este ce trebuie, dar este la baie, nu l-am acum. O să vă las link-ul oricum în descriere la toate produsele. Nu știu dacă acum sunt duminică când vă uitați, că v-am sigur nu duminică, că este durează mult, dar luni, promit, reveniți luni, că o să vă las link-urile la toate luni. Duminică, acum nu pot, că am treabă. So... Am treaba asta și este ampul.
Îi sărut cu vitamina C, l-am avut pe la de la Altea, doctor Altea, n-a fost rău, dar nici extraordinar. Și, deci, ser lamp pe lamp, îl folosesc și încă îmi place. Dacă nu era sormenul, îl desfăceam acum, dar îmi place, îmi place. Și îl mai am și pe ăsta de la, de la Medicube HR, pe care îl folosesc în principiu cu... Airbox, mai uite, că nu l-am folosit pe ăla de la Anua în seara asta. Cu device-ul. Este cu glutatione, pentru albirea tenului, pentru decolorare, pentru a scăpa de petele pigmentare. Așa. Pentru că m-am dat cu un cica 300 ăla, Riddle 300, îmi face fața. Fuior, fuior. Când atingi produsele, efectiv te doare fața. Nu te doare atât de tare dacă v-ați făcut microneedling, dar te doare, te înțeapă. Simți și pișcături. Deci, da. Așa. Și mă dau și cu asta, deși v-am zis că nu mă dă neapărat pe spate. Ar fi trebuit și o să le curăț după aceea. Oh, well. Sau facem așa. Da, ți le pun și apoi le curăț. Muncă. În cazul în care vă era dor de mine, trâncănind. N-a poftit, trâncănind și vloguri la șezătoare. N-a poftit că avem. Acum, avem. Așa. Bun. Hop așa. Așa. Curățat și bine. Deci. Bine, nu v-am zis că ce, de fapt și de drept rutina de skincare o încep cu curățarea tenului și am fac double cleansing. Prima și prima dată cu ulei sau cu balsam de curățare și apoi cu un din ăsta. Din ăsta, cum îi zice. La momentul în față am balsam de curățare ăla de la Banila cu cel mai recuperat și cel mai folosit de mine. Next, aș avea o emulsie. Ce este o emulsie? Este o cremă ca o sau o loțiune așa ușurică. Deci atâtea n-aveți nevoie. Adică asta este un step, iauzi. Este un pas pe care îl fac eu în rutina de skincare doar pentru simplu motiv că am ten foarte, foarte uscat și are nevoie de mai multe hidratare. N-aveți nevoie de treaba asta. La momentul de față le-am pe acestea două, de la pe asta de la Etude House cu colagen, și pe aceasta de la de la ce-și fată, de la The Face Shop cu orez. Da, nu știu pe care o să o folosesc în seara asta. Sunt nice amândouă. De multe ori pot să, dacă mi-e lene să fac rutină de skincare, folosesc doar tonerul ăla de la Tirtir și unul din ele și e ok. Și dacă mai pun și un o mască de noapte, gata. E ce trebuie. Pe care să folosesc, taică? Pe asta? Hai să o folosesc pe asta. Că n-am mai folosit de mult și o să am o grămadă, adică deja am câteva produse care au orez în rutină, deci nu trebuie să chiar tot, deși tenul meu iubește orezul. So, ar trebui, știu, ar trebui să-mi dau și pe gât, la bătrâneturi, o să fiu, bineînțeles, o bătrânică care e în față de adolescentă, gât de bătrânică, mâini tot de bătrânică, și pielul de pe corp cam tot de bătrânică, sau o să fie o bătrânică cu față de adolescentă, că fața e singura de care am grijă. Ce să vedeți, așa, ne place, astea îmi plac și una și alta și le-am cumpărat și recumpărat. Next, ce mai avem? Next, trebuie să mai eliberez din memorie de pe gard. Next, urmează crema de ochi la mine în rutină, cam așa. Unde este cremele de ochi? Și eu să vorbesc corect, să știți că mă prostesc, că pentru că trebuie să pun astfel de disclaimere. Numai eu știu cum au fost făcute, pentru simplu fapt că am zis Chinezia. Chinezia, am îndrăznit să zic Chinezia, că îmi place mie să zic Chinezia.
multe doamne și domni și așa, taici. Nu cred că nu știu să zic China, mă rog. Trecem peste. Care remedii ochi? Avem acestea două. Asta am primit-o gratis când am cumpărat produsele de la Skin 1004 cu centela, probiotica, bacucciol, eye cream. Asta am primit-o gratis. E ok. Dar nu mă dă pe spate, adică e doar ok și atât. În schimb, aceasta foarte ieftină, luată de pe Yestar. Mamă, este ce trebuie. Hop așa, mamă, ce somn în el. Am culcat la 6 dimineața și acum se apropie de ora 2. Este hidratantă, dar nu este atât de hidratantă. Cel puțin la mine, zona de sub ochi este foarte, dar foarte uscată. Deci am nevoie de ceva mai mult. Ce să și vezi, dar chiar voi vă vedeți. Uite, asta este. Așa. Next, o am pe asta de la Mary & May, care chiar îmi place. E foarte ieftină. Așa. Foarte ieftină, nu știu, 2-3 dolari. Ah, uite, mă. Cu tranexamic acid și glutatoin. Pentru albirea zonei de sub ochi, se reduce cercanele și... și îmbunătățește pielea, petele, cam așa, uneven skin tone. Tot numai uniform, că eu fix asta vreau. Vreau să fie uniform. Asta nici nu trebuie să folosesc atât de multă, că este hidratantă. Vedeți? La celălalt am folosit o grămadă ca să simt, nu știu, hai să zicem, jumătate din hidratarea pe care o simt cu asta, folosind atât de puțin. De obicei, pentru, în special pentru că asta are ingredientele alea care ajută la uniformizarea culorii tenului, o pun așa și pe obrăjori. Să fie totul bine și frumos. Next, în rutina mea de skincare, urmează cremițele. Cremițe. La momentul de față am desfăcut asta și asta. So, am acestea. Am crema asta cu mel de la Cosrx și am și crema asta de la Kiehl's, pe care tot la fel am primit-o într-un pachet de PR și îmi place. Eu am lăsat alt acolo. Am un sertar la baie care e în magazin. Trebuie să mă uit ce am la magazin. Așa simt. Ca și cum ar fi în magazin. Adică zora mea. Ai zis, fată, desfac și ăsta, că avea nevoie de niacinamidă. Desfac și ăsta. Desfac. Așa, o să le folosesc pe amândouă. Vă spun sincer că dimineața, în rutina de skincare, nu trebuie să le folosesc pe amândouă, că ambele sunt creme. Îmi place destul de mult crema asta cu melc, dar parcă nu mi-mi place atât de mult pe cât mi-a plăcut prima dată să fie, nu știu, prima dată m-a dat pe spate. Eu n-am cumpărat-o nici simplu, e crema de la Cosrx. N-am cumpărat-o pentru că era prea mult hype despre ea. Acum nu mi se pare că m-am dat de mult pe spate, dar știți care e problema? Eu m-am complenevit în ultima perioadă cu skincare-ul. De asta nu mi-e arată mie, nu știu cum. Rău nu mi-e arată, nu pot să fiu eu să exagerez, să zic că mi-e arată tenul rău, că nu mi-e arată rău. Deci eu știu potențialul tenului. Acum. Mi-e arată destul de bine. Like, acum o săptămână mi-e arată atât de bine. Și acum o săptămână de când nu știu, acum cum mi-a arătat tenul acum o săptămână, mi-a arătat așa mai multe luni și de săptămână începe să mi-a arătat mai bine, zic eu, de la la culapte, acum nu știu, să vedem, de la uniformizare, vreau să îmi uniformizez culoarea tenului, cam asta vreau să zic. Deci, ziceam că nu prea am fost atât de consecvente, în special seara, cu rutina de skincare, deci posibil că și asta să fie unul din motivele pentru care nu mă mai dă atât de tare pe spate crema asta, nu știu, să vedem. Zic. Așa, cum să o pun? Așa, frumos. Mă dau și cu asta. Nu trebuie să vă dați cu... Eu, efectiv, mă dau cu două produse și cu... Mă rog. Da, numărați voi câte creme. Compensez pentru faptul că chiar nu mi-am făcut rutina de skincare. Dacă am timp, dacă am chef, îmi fac rutina. Oricum dimineața mă dau cu produsele astea.
Ce nu-mi place la asta de la Cosrx e că nu intră foarte repede în piele. Dar dacă o vin cu asta de la Kiehl's, se numește Midnight Blue Calming Cream, dacă vin cu ea peste, mi se pare că ajută să intre mai repede în piele. Oh, și uite, îmi creează așa un efect de velvet. Așa simt, cam... Sau știți primerele alea de silicon, că le pui pe față cum se simte tenul, sau mă rog, cum le atingi, așa mi se simte mie tenul la momentul de față ca un primer cu silicon. Mi place, se simte foarte bine. Nu, ne place. Apoi, în rutina mea de skincare, să fiu all-in? Hai, all-in. În rutina mea de skincare, mai am un ulei cu orez de la Haru Haru. Să știți că produsele de la Haru Haru cu orez nu mă dau pe spate. Nu mi se pare că fac vreo chestie și a fost... Parcă a fost cu un picel ăsta. Nu mă dă pe spate, vă zic sincer. Și vedeți că nu prea l-am folosit. Nu face nimic. E așa, da. Îmi hidratează. E un ulei, nu e ulei uleios, ulei greu. Dar efectiv nu face mare lucru. Adică cu el sau fără el, tot la fel sunt. Tot la fel îmi era rătel. Dar hai, hai să folosesc. Dacă am chef și timp. Așa. Deci băgăm ulei și la final, în rutină de skincare, vin cu un sleeping mask. Bine, rutina de skincare oscilează. Ce-i drept, în ultimele luni prea am fost consistentă cu retinolul. Eu folosesc retinol. Nu prea am fost consistentă cu retinol și ar trebui că bat 30 la ușă, trebuie să am și o grijă. O să vă arăt și ce retinol, ce creme cu retinol am și de toate. Am multe să vă arăt. multe. Deci stați, luați-vă cuvrigei, cafeluță, de toate, că avem mult de stat. Aplicăm și crema asta de noapte, dacă toți suntem aici. Nici nu mai știu ce consistență are. Dacă e gel transparent, alb, cremă, nu mai știu. N-am mai folosit de mult timp. Asta e cremă de noapte, ajută ca toate produsele aplicate să intre mai bine în piele și să fie sigilate așa, efectiv ca plapuma. Apoi plapuma pe tine. N-am făcut o comparație bună. Așa, mamă, o să mă trezesc mâine ca bebelul. O să-mi irate tenul. Deci asta este rutina mea de skincare în momentul în care nu am folosit vreun acid, vreun retinol. Rutina aia. Și dacă sunt și mai bătoasă, folosesc și mască de tip șervețel. Azi nu sunt. Când folosesc retinol, de obicei folosesc, depinde de cum mi se simte tenul. Dacă am tenul foarte uscat, folosesc cremă sau sensibil, cremă, retinol, cremă, sandwich, sau doar retinol și atât. Retinoalele pe care le folosesc sunt acestea. Așa, am și un ser cu retinol de la Essentree. L-am primit în pachet de PR. Essentree are 5 peptide, 5 ceramide, TEKA, 1% retinol. Acesta. Nu știu ce să zic de asta. L-am folosit? Da. Nu e. Ce îmi place mie la retinoalele coreene e că nu sunt agresive cu tenul. Sunt foarte, foarte, foarte blânde. Asta. Și astea două, trei. Mă rog, astea două sunt de ochi și le foloseam pe toată fața pentru că am crezut eu că fiind zonă de sub ochi este mai blând și așa e. N-ai nicio treabă. Ăsta de la ce? Somme by me. Și ăsta de la Beauty of Joseon. Și îl mai am și pe ăsta de la Bellflower. Vă zic sincer, motivul pentru care l-am este că e ambalajul ros. Dar toate se comportă cam la fel, more or less cam la fel. Și asta e la fel.
în mod normal, în modul normal foloseam retinol de cel puțin 3 ori pe săptămână. Acum vă zic, dacă a fost o dată pe săptămână e bine. Asta a făcut. Da, trebuie să reiau retinolul, dar o să folosesc mai des când se termină vara. N-ai treabă, poți să folosești retinol atât timp cât apleci și reapleci protecția solară. Nu e treaba asta. Dar eu cum sunt oricum predispusă la pete solare, mai bine să poți, adică o dată pe săptămână, cam așa îl folosesc, nu zic că nu. Acum, ce mai eu vă arăt ce am scos de aici ca să înțelegeți ce îmi place, ce nu îmi place. Stați în piculeța. Mai am o cremă de noapte, o mască de noapte, aproape nouă, deși eu am cumpărat-o, cred că acum 6 luni, oare? 6 luni, sau mă rog, câteva luni, n-am folosit foarte multă. E cu vitamine BRTK, Viten, ai Multilift, e cu și Multilift, Sleeping Mask, reanuie, dar nici... Adică, ca să înțelegi, eu vreau ca un... Ce așteptări am eu de la o mască de noapte? Pe lângă să sigileze totul și să îmi hidrateze tenul, să mă trezesc dimineața cu un ten glowing, glowing. Și mi se pare că face neapărat treaba asta, dar mă trezesc cu o piele fină, ca țivela, atâta, atât. Da, dacă am dat, da, chiar sunt trebuie sorela, dacă dorești. Acum, nu e că nu e bun produsul, dar... Eu am o experiență mai mare, da. Nu trebuie, uite de. O să întreb dacă dorește, dacă poftește. Treaba asta. Să vedem, la fel și cu asta. Asta e că dacă nu mă duc pe spate, ce să mai... Dacă nu mă duc pe spate, pot să întreb. Să o întreb și revin. Le-a primit. E bine să se bucure cineva de ele. Da. Adică produsele nu sunt, dar eu am suficient stichetări în momentul de față. Vreau ceva, mai ceva, mai ceva. Și mă rog, știți, mai știți și treaba asta? Avem tenul diferit, nu ni se, adică nu avem aceeași reacție la fiecare produs. So, dacă mie îmi place ceva, nu înseamnă că e cel mai bun produs neapărat. Și că ție o să-ți placă, neapărat. Sunt unele care sunt care. Așa. Haideți să-mi pun și asta, să vedem, să-i fac loc, zic. Să-i fac loc. Și-a cumpărat și așa, a cumpărat două din astea. Două. Și-a făcut stoc cu fata mea, că i-a dat, cum a venit în Hong Kong, și-a dat comandă pe YesStyle. Ce mai am pe aici? Mai am minunăția asta. Înainte să fac booster, mi-a apărut o fată pe TikTok care... s-a dat cu ser să-i crească genele, i-au crescut genele, dar s-a dus partea asta de aici, avem grăsimință, da? S-a dizolvat grăsimea, s-a dus din grăsime, din volum și avea niște cioarcăne și filler. Nu e bine, doar filler să spui acolo, așa că a căutat alternative. Pe net se spune că Volufilin ajută la volumizare, face să crească grăsimea. Ah, uite fata, am uitat să vă zic, am luat și mascara asta. Ce haos a dus în vădă, e două și ceva. După ce m-am culcat la 6 dimineața, să fie cu iertare, de la DSM. E ok, dar nu e mascara mea preferată. Așa, reveni la asta. Volufilin e un ulei, un fel de ulei și pui o picătură, 2, 3, 4, 5, nu știu, depinde de produs, pui în cremiță și pui unde vrea să crească grăsime. Și am pus pe sub ochi, chiar o să folosesc cu Medicube să vedem dacă e vreo îmbunătățire, pentru că așa am folosit aproape 200 cruze din asta, n-am văzut niciun rezultat și sunt multe fete care zic că n-au văzut niciun rezultat, ei zice că a văzut rezultat pe acum, nu știu ce să zic. Și bine am făcut că eu la un moment dat turbase și voiam să-mi iau mai multe. Bine am făcut că nu mi-am luat mai multe. Dacă vă place un produs foarte mult, mi se pare că vă place un produs foarte mult, așteptați până îl terminați. Dacă la final vă place tot la fel de mult, atunci recuperați-l. Dacă nu, nu. Sfat. So, am produsul ăsta care... da, nu. Apoi, am... Asta e pe terminat. De ce nu mai vine acolo? Nu știu, că mai am două picături, probabil. Sleeping mask-ul ăsta cu acid hyaluronic de la Essentry.
Mă trezesc cu fața plumped. Are o consistență foarte viscoasă, asemănătoare cu asta. Asemănătoare cu asta, viscos așa. Mă trezesc cu ea plumped. Este o mască de noapte bună. Uite, asta este. Dar pentru că nu oferă luminozitate, nu mă trezesc cu un ten radiant, ci doar plumped. Nu știu dacă neapărat o să recupăr, cel puțin nu în viitorul apropiat. Next, cred că o să vă arăt produsele care nu îmi plac. Am acolo. Astea îmi plac, astea le păstrez. Am unul 100, unul 300. Hai chiar, nu trebuie să numai dacă vrea pe 100. Nu mai opresc să mă duc acum să întreb după ce. Sau nu, mai întâi îi dau astea să văd dacă se înțelege cu ele. Dacă se înțelege cu ele, îi dau. Atunci când am fost în Coreea, găsești treburile astea la Daiso. Și mi-o luat câteva. Am și de 300, astea de 300 le-am primit când am cumpărat, când l-am cumpărat pe asta de 300. Sau nu. Nu, când am cumpărat pe asta de 100 în variantă mare, am primit astea de 300. Eu le dau să le folosesc dacă îi priește, dacă îi convine, îi dau 100, dacă nu, le dau ujiți. Am întrebat-o de Riddle și altă între timp și a zis că nu vrea chestie. I-am explicat cum ți-a zis, prea complicat, mi-ajunge. Așa, haideți să revin, să vă arăt produsele care nu-mi plac. Avem 1, 2, 3, 4 produse care nu îmi plac și stau la mine acolo pe fund de mult timp. Îmi pare rău să le arunc. Dar în același timp, cred că o să le folosesc pe post de cremă, de călcâie, de picioare, something, something. Începem cu aceste produse. Doamne, doamne, dacă vă uitați pe site-ul lor, am primit la un moment dat un pachet de PR de la ei cu produsele astea. Doamne, ce țeapă mi-am luat! Nu știu dacă s-a întâmplat doar la prostura sau toate sunt așa. Am avut o esență, esență din asta lichidă, un ser, o cremă de ochi și o cremă de față de la Oriental Prestige Prime Cream la Rain. Foarte scumpe. Nu știu, bă, erau 23 de milioane, like, primit în viața mea, n-aș dat bani. Nu este absolutamente nimic în neregulă cu ele, adică n-am avut vreo reacție adversă, vreo, dar parcă crema de ochi mi-a plăcut mai mult, dar nu știu, am terminat. My bad. Aproape am terminat. O crema de ochi am terminat. Ok, o știam eu că n-am avut probleme cu cremita de ochi. Asta am terminat. Crema de față. Încă, cred că am doar jumătate. Ideea e că, da, îți dă un glow tenului în momentul în care o aplici, dar n-am văzut neapărat rezultate long term. Deci nu trebuie să vă luați creme scumpe, că serul nu mi-a plăcut, pentru că nu știu dacă al meu a venit defect sau nu, dar a fost foarte, foarte, foarte puțin produs acolo. Apoi, trecem la treaba asta. Am aici o de la The Skin House Wrinkle Collagen Cream. Am crema asta. Eu v-am zis, am tenul uscat. N-am tenul neapărat sensibil. Este un pic sensibil, dar nu foarte sensibil. Adică, într-adevăr, dacă folosesc un acid puternic, o să tingăling fața. Dar nicio problemă așa. Dar atât. A, și mai am aici de la Mizon o mască de noapte cu melc. Tot pentru wrinkle scrie aici că sunt turbată. Atât asta, cât și asta, deși sunt de la firme diferite, mi se pare că au în compoziția lor, probabil sunt uleiuri ceva, un ulei cu care eu nu mă înțeleg. La asta nu știu sigur, asta doar îmi dă senzația așa, nu știu, că e un ulei pe față și nu intră în piele, dar asta aproape, deși am folosit-o, eu tot încercat, am zis, mi s-a părut mie, am tot găsit scuze, aproape de fiecare dată când am folosit-o, mi-a apărut coșor după aceea. Nu știu, nu mă înțeleg eu, au probabil, amândouă, au un ingredient cu care eu nu mă înțeleg.
La asta nu mi-aduc aminte, de la asta știu sigur că așa am pățit și am tot încercat să o folosesc, o folosesc aproape de fiecare dată, mi-a ieșit coșulet, deci nu mai folosesc. Dacă am avut problemele astea, zic să o las așa, plus că nu le-am mai folosit de dânteală. Deci da, asta este rutina de skincare updated. De-abia aștept să, ca de luni să reiau melichibul, să mă vedeți atunci, să vedeți ten atunci. Și ne vedem mâine, să vedem ce minunății fac, adică, da. Noapte bună, mie. Cu fail, dar mă rog, îl continuăm cu fail, pentru că știu oarece ne-am încotopenit să mergem la plajă, să ne facem poze la apus. Ia uitați, doamnelor și domnilor, apus, a plouat, cum am ieșit de la serviciu, a plouat, a dat potopul, după e cerul norat, deci nu avem din ăla de apus, deci ce să vezi, n-avem noroc. Am făcut niște... Ne-am făcut niște videoclipuri, așa, ca să zicem și noi că am făcut ceva. Și am învățat ceva. Măcar am venit aici cu un scop. Am văzut un grup de chinezi, de animele din Chinezia, da? Și una din fete avea părul, măi, în toate pozele de le văd, ba pe e-style cu hăinuțe, ba când cau nu știu ce make-up, cu fetele cu părul așa. Și pare părul cu o clamă, așa. E mai plin părul cu clamă și fac un acolo. Dar niciodată n-a arătat ce îmi fac eu, arată ca o încălcitură. Ceau, ele arată ca ceva elegant și frumos. Și i-am zis lui Jason, oare ele cum își fac părul așa? Și Jason arată de bună. Nu s-a dus și le-a întrebat și mi-a arătat pe părul meu. Avem și înregistrare cum a făcut pe părul meu ca să am acasă la ce să mă uit. Ce să fac și eu, deci... Sperăm că îmi va reuși și mie. Mi-a zis totuși că e prea mult, că e prea lung părul, dar tot ai și ceva ok când mi-a făcut, nu-i așa? Ți l-a prins, dar știu eu cum să fac să nu... Aha, să lândești mai mult. Da. Bine. Adică ai părul lung, dar e atât de des. Da. Deci se poate. Deci totul bine și frumos, reușim. Can we just take control? We're overcomplicating how love flows. High low shouldn't be this stock broke. Shouldn't be this hard to tell you I want more. I wanna see that you want me. Snatch me up quick. Let's see the ring. I wanna know. Can we move forward? Bust down that door. Playing all my cards now. Cause no, you have to watch your coins. Yes. Okay. Bogăție și noroc. So cute. Hey, okay. Luck and wealth. No. You can try the other thing from the other. Yeah. Oh, Jesus! No, you can't. No, este broască. No, focus. No, I'm here. They are it is more afraid than us. Almost. Almost. There, almost. That. Almost. That's suddenly okay. So close. Mama, listen. Mama, listen to the nose. În excursiunea, obiectivul turistic de azi, avem piață. Cum este la piață în Hong Kong? Vedeți, și soară mea și cu ocazia asta, vedeți și voi că este o experiență.
ziua, bună ziua! Suntem la afternoon tea. Trebuie să experimentăm și eu. Eu trebuie să experimentez. Morela trebuie să experimenteze afternoon tea. În stil roz, bineînțeles. Am adus-o aici, roz pe roz pe roz. Doar ce am ajuns, ne liniștim un pic că am avut o călătorie zdruncinată cu taxiul. Acum ne liniștim un pic și trecem la atac, ce să și facem. Iar am mintea înghețată în momentul de față și nu știu ce să zic. Da, am ajuns, am făcut. Da. Înghețat și degerat, efectiv. Am degetele la picioare înghețate și ne pregătim să plecăm. Dar, ce voiam să vă zic? Unde pun fata? Am primit, că de asta am și venit, voucher. Ce este acest voucher? Este voucher la din ăsta de bijuterii, să ne luăm câte brățărică. Fiecare voucher, nu, avem două din astea cu brățărică, deci o brățărică de persoană și voucher de 300 de Hong Kong dollars, dar nu ne cumpărăm altceva, pentru că Vă zic, sunt foarte, sunt scumpicele, dar nu-și merită banii și le găsești pe Taobao. Că mă luați pe mine odată să-mi cumpăr ceva de la ei și ce zice, fată, ți se pare că merită? E efectiv, e doar argint și e așa colorat, o să vezi când mergem la magazin. Deci, fată, ți se pare că merită banii ăștia, produsele astea? Stai că ți-am zis eu că le găsești pe Taobao și chiar le găsești pe Taobao sau... Sau. Acum plecăm că, cum am zis, am degerat și ne mai plimbăm pe aici. Azi zona de explorare este Central. Și la noapte poate, da, poate nu. Facem cunoștință și cu cluburile din nou. Să experimenteze fata noastră zona. Asta noaptea, nu mai știu să vorbesc. Viața de noapte, asta vreau să zic. Ne completăm. Am intrat la Zara să ne uităm de parfum. Mi-ați recomandat voi cum parfum miroase ca ala de vin, le scriem eu, nu miroase ca ala, dar am ajuns la secțiunea de copii și m-am îmbrăcat într-o dimineață de copii. Setul e frumos, dar mi se pare că mă domnește mie, nu-mi place, eu nu vreau să arăt ca o doamnă, eu vreau să arăt ca o domnișoară, ca o țânică. Așa că nu-l iau. Bluza este de 14 ani, dar e 164 și am 159 și pantalonii sunt de 152. Că n-aveam 1.64, dar na, nu-mi place. Adică ideea setului foarte, în special, uitați, asta așa cu fundițe pe spate, foarte drăguț, dar nu-mi place cum arată în setul ăsta. Vreau așa o pereche de pantaloni scurți să vedem dacă arată ok cu pantaloni scurți, că pantaloni în niciun caz nu-mi plac. Dar pentru cârcotașele, ca să nu vă zic altfel, care mă faceți grasă. Atât am să zic, ca să nu fiu mai drăguță de atât. Încerc pantalonii scurți să vedem dacă arată ok. Partea, topul ăsta cu pantaloni. Pantalonii scurți, nu-s pantaloni scurți, e fustiță de fapt și nu mi-i place. Ne schimbăm, mă schimb în rochița mea.